Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, în emisie Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm un aspect foarte controversat în societatea noastră. Este vorba de educația copiilor și interdependența școală, biserică, societate, respectiv familie. Educația, spuneam, contribuie de fapt la viitorul acestei țări. Anume despre aceste aspecte ne-am propus să discutăm astăzi împreună cu Andrei Cociuc, psiholog, terapeut. Bună seara, bine ați venit. Domnule Cociuc, întrebarea firească. Educația se face și cu violență? Mai este valabilă acea palmă despre care tot se vorbește în societatea noastră și care uneori zice că este ruptă din rai? Dacă ar fi ruptă din rai, atunci ar trebui să stea Dumnezeu cu măciuca în rai și să bat pe fiecare când greșește. Ori tocmai știm că Dumnezeu este dragoste și tocmai El nu pedepsește. Pedeapsa care noi o considerăm ca pedeapsa al Dumnezeu, da, este mai mult un autosabotaj. Ne tem creanga pe care stăm. La fel și în educație. Deci copilul cum este educat la noi? Cum ați spus, cu palma. Și cât folos a adus asta? De obicei, oamenii bătuți, femeile bătute ajung să se căsătorească cu bărbați care sunt la fel de abuzivi, deci se creează un prototip a unui bărbat abuzator, de care femeia s-a făcut jertfă pentru că nu a învățat altă metodă, sau bărbatul bătut de asemenea ajunge foarte neîncrezut în sine ca persoană și nu-i aduce niciun bine în societate, pentru că și atunci când vrea să se angajeze undeva, și atunci când vrea să-și facă o carieră, datorită neîncrederii în sine, asta îl duce pe el la o renunțare, la ceva care poate este mult mai bun decât alții. Domnule Cociuc, un părinte trebuie să fie sever copilul său? Trebuie să-și manifeste dragostea? Cum trebuie să-și educe ca să nu apară problemele mai târziu legate de violență, de alte aspecte sociale? În primul rând, ce este severitatea și ce este dragostea? Dacă severitatea asta înseamnă o oarecare disciplină, ea este bună. Dacă dragostea înseamnă doar o libertate fără anumite obligații, este rea. Dar dacă aceeași dragoste este o manifestare a sentimentelor deschise a părinților, dar mai ales unul față de altul ca părinți în relația lor, și apoi asta este manifestată și copilului prin sentimente, prin discuție sinceră, prin discuție deschisă, atunci copilul ajunge să se formeze într-un cadru sănătos care îl duce treptat, îl duce la o creștere interioară a personalității sale prin dragostea mamei, prin dragostea tatălui, chiar este așa ceva. Deci Winnicott spunea mama moartă. Deci acea mamă depresivă care nu este capabilă să dăruiască copilului dragoste, este înglobată în lumea ei depresivă și copilul ăsta spune odată cu laptele mamei absorbe depresia aia și copilul ajunge schizofrenic. Deci poate să ajungă schizofrenic sau poate să ajungă și el la fel de depresiv. Deci, iată realitățile. Și atunci când este dragostea, când se vorbește de dragoste, este nu niciun laxism, este acea manifestare sinceră a sentimentelor. A spune părintelui ce nu-i place la copil, ca copilul să înțeleagă, pentru că copilul spune nu fă asta, nu fă ceia, nu fă ceia, asta se numește regula mortului. Copilul nu înțelege nu fă, el oricum o să încerce. Este important să explici de ce să nu facă. La nivelul lui de copil. Cum pedepsim copilul? Copilul nu trebuie pedepsit. Atunci când încalcă anumite sugestii pe care le oferim noi. Să vorbim de dumneavoastră. Vă rog. Dumneavoastră, de exemplu, ca orice om faceți greșeli. Da. Astea sunt greșeli, nu încălcări. Și dumneavoastră trebuiți pedepsit sau ei care, de exemplu, n-ați știut până atunci. Trebuiți pedepsit sau învățat de ce asta nu-i bine. Cum ați dori dumneavoastră personal? Evident, lucrurile sunt în albia în care remarcați, dar atunci când vorbim despre pedepse, mă refer și la mustrări, mă refer și la tot felul de verificări, pentru că unii copii, atunci când ajungem un pic mai târziu, încep a merge la școală, ei consideră o mustrare și faptul că îi se verifică temele pentru acasă de către părinți. Deci, mustrarea, dacă are în sine o doză sănătoasă,
Pentru că este, oricum, suntem toți oameni, toți avem căderi, toți putem să ne enervăm câteodată datorită serviciului și alte chestii. Ceea ce nu copilul este vinovat. Și, în general, copilul nu este vinovat, copilul este în formare. Și el ia ca prototip pe noi. Ei bine, atunci când copilul greșește, când copilul, de exemplu, socoate o mustrare, deci există ceva la baza că el socoate o mustrare, probabil că sunt impuse anumite norme din exterior, că ați controla agenda, este o mustrare. Dar probabil mai aproape de realitate este că acel copil se teme să-și arate agenda întrucât a primit un 12, pentru asta a luat o pedeapsă destul de serioasă. Și iată, poate aici este problema, dar nu însă și în copil. Pentru că ce înseamnă pedeapsa? Pedeapsa înseamnă când tu bați copilul fără să-i explici. Și copilul crește cu o dragoste de asta, deci te iubesc pentru că. Condiționată. Pentru că mă asculți, da. Pentru că nu mă asculți, nu te iubesc. Și copilul când crește mare, crede că el, dacă nu merită nimic întrucât a fost bătut, atunci nu are rost să fie domnule fericit. Domnule Cruciu, colegii noștri din mass media au prezentat, dacă nu mă înșel memoria, anul trecut, un caz extraordinar, cel puțin pe mine m-a șocat, un părinte i-a pus degetele pe trunchi copilului și le-a tăiat. Este o lipsă de dialog, este o lipsă de cultură, este o lipsă de argumente. Nu știu, cum o interpretați dumneavoastră ca psiholog-terapeut? Ca psiholog-terapeut, cred că acel părinte este nevoie să fie tratat. Și probabil nu sunt singure cazuri, așa îndrăznesc să zic. Aici sunt mai multe aspecte. Aspectul cultural, care și are manifestarea în societate, și educațional și așa mai departe. Plus la asta sunt anumite patologii. Probabil acel părinte este la rândul său o jertfă a unei educații de mai înainte, a unei formări psihice deficitare, greșite, și atunci faptul că nu se duc la evidență așa persoane, faptul că nu se analizează, se ajung la cazurile care ați spus sau chiar mai grave, mult mai grave sunt cazurile. Și aici este nevoie ca părintele respectiv să fie testat la început cât el este de funcțional, psihic. Integru. Cât este integru, și atunci se dă, dacă este integru, nu prea cred. Probabil are nevoie de un tratament. Spuneți-ne, vă rog, mulți părinți văd atunci când copilul a atins vârsta de 7 ani ca o ușurare. Va merge la școală, o bună parte din povara educației va fi plasată pe umerii școlii. În ce măsură este corect a vedea din această dimensiune problemă? Știți cum e? Care este raportul până la urmă a școlii, familiei? O să ajungem un pic mai târziu și o să discutăm și despre biserică, un trio cel puțin aici. Vedeți, nu s-a făcut o analiză, să zicem noi, profundă, să zic cât e raportul școlii, cât e raportul familiei sau bisericii, dacă este vorba de biserică sau altor valori. Pentru că este foarte greu și ține de țară, ține de sat, ține de familie. Ei bine, în unele familii poate școala să devină un model, prin profesorul care este un model și copilul l-a luat ca prototip în locul tatălui sau a mamei, deci a unui părinte, și este un substitut. Și atunci asta este benefic sau, din contra, deficitar. De aceea, rolul profesorului în școală este primordial. Pentru că adesea în școală ajung să predea nu cei care sunt buni și echilibrați psihic, de multe ori ajung să predea cei care nu au unde pleca în altă parte. Deseori se întâmplă asta și întâlnim cazuri în școală destul de deocheate, unde copiii sunt maltratați, sunt abuzați fizic, psihic. La ce se ajunge? Și iarăși ne întoarcem, familia. Familia poate să aibă un rol primordial. De exemplu, să știi că în cartea lui Robert Cialdini se povestește despre cum sunt educați clasele superioare, mijlocii și clasele de jos. Ce era interesant, contrastant. De exemplu, copilul a făcut ceva la școală, a primit un 2. Ce face ăsta din clasa inferioară? Noi știm ce face. Ai primit un 2, înseamnă că ai fost netrebnic, înseamnă că nu ai fost bun. Hai să vedem noi acolo ce ți-a spus profesoara aia. Și nu ai îndeplinit. Și ce nu ai îndeplinit? Că nu ai fost așa, că nu ai fost așa.
Ei, ce face ăla din clasa superioară? Se duce mama și vorbește cu profesorul. El e copil. Dar cum ți-ai manifestat față de copilul ăsta de a primi 2? Ce ai făcut tu că l-ai adus la 2? Dar de ce nu m-ai contactat pe mine că el face asta? De ce l-ai pedepsit? Vedeți, este o altă realitate. Nu este pedepsit copilul, ci este dialog între matur și matur. Copilul este doar un element de formare prin care el se formează. E un copac în formare. Domnule Cociug, deseori avem o atitudine exagerată de protecție asupra copiilor. Da. Unde e limita? Sau cum ar trebui noi, în calitate de părinți, să menținem acest echilibru? Știți, de multe ori chestiile astea cu drepturile copilului sunt supra-exagerate. De fapt, anticipați o întrebare mea. Vă rog, spune. Și, de exemplu, era un caz unde o familie de oameni foarte bogați, așa, au plecat în Canada să trăiască acolo și tatăl fiind foarte bogat și-au făcut o sală de sport în casă. Copilul a intrat în sala de sport și a umblat cu instrumentele care erau acolo, au căzut peste el, au lovit ceva, a venit la școală. Ce, te-a bătut tata? El se temea să spună că nu l-a bătut tata, pentru că tatăl i-a spus să nu intre acolo, în sala de sport. Și el a zis da, ca nici în jumate de oră, fără explicație, să fie arestat și băgat la poliție. A plătit practic toată averea ca să iasă din pușcărie și a luat familia și a plecat în nou în Rusia. Deci se vede extremele astea. Deci nu, nici așa. Nici așa unde, de exemplu, în anumite societăți din Europa, unde profesorul se teme de copil și îi satisface orice capriciu. Deci, ca să vedem o limită, trebuie să fie, până la urmă, vorba, drepturile mele se termină unde se încep și drepturile tale. La fel și cu copilul. Copilul are niște drepturi, dar la fel se uită că are și obligații. Deci, și drepturile copilului sunt egale în măsură în funcția în care el este dependent de părinții săi. Cu cât e mai dependent, cu atât e mai responsabil. Dacă îmi vei aduce note de 10 pe parcursul săptămânii, vom merge în călătorie. O abordare de această natură. Bolnavă. Deci copilul nu trebuie iubit pentru că ți-aduce note de 10. Tu trăiești, ești copilul meu. Că ai primit 10 sau ai primit 2. Vedem din ce cauză s-a întâmplat asta. Dar hai la mare. Înțelegeți? Nu trebuie să facem din școală viața copilului. Copilul este mult mai integru decât școala. Și să nu uităm, în perioada interbelică la noi, în școală era să fie educat copilul cum să ajungă un familist, cum femeia să ajungă femeie. Acum unde este? Acum ți se bagă matematică, fizică, chimie, astronomie. Dar cine la școală este învățat cum să fii într-o relație cu soția? Cum să ieși cu o fată la întâlnire? Cu un băiat? Cum să te comporți? Domnule Cociuc, ce s-a întâmplat de fapt cu această atenție a noastră a părinților pentru copii? Deseori, fiind măcinați de toate treburile astea cotidiene, uităm uneori să acordăm suficientă atenție copiilor și atunci se pornesc o serie de probleme de aici, inclusiv dependența de calculator și așa mai departe. Noi, e foarte dificilă cel puțin întrebarea pe care urmează să o adresez, dar încerc, haideți să găsim undeva în mijlocul. Câtă atenție trebuie să-i acordăm copilului? Uneori mi se pare că ne limităm doar ai făcut temele și atât. Știți, este corect și cât, dar și mai cum? Corect cum, în ce fel. Pentru că, înțelegeți, poți să fii cu copilul toată ziua, de dimineață până seara și să-l bați și îl traumezi. Adevărat? Deci, în același timp, poți să fii copilul mai rar, dar cum te manifesti față el? El, cum îi dă dragostea aia? Deci asta îl formează. Și aici este, deci am spus că este și adevărat ce ați spus dumneavoastră. Se știe că așa este format omul la nivel genetic, chiar să zicem noi, filogenetic, unde mama este mai importantă prin prezență în timp. Tatăl este mai important prin prezența sa ca personalitate, nu ca timp, ca longitudine, câte ceasuri. Și atunci apare problema că în societatea de azi, unde femeia este pusă să lucreze în rând cu bărbatul și chiar o domină, să zicem noi, moda asta, că
pe alta să-și facă business, să-și deschidă o oarecare companie și așa mai departe și după asta să se mărite, dar mai departe să aibă grijă de business-ul său. Și la ce duce? Duce că, înțelegeți, nu poți să fii permanent cu copilul și permanent în business. Ori una, ori alta. Ori ești o mamă bună și asta înseamnă să-ți educi copiii, să crești o valoare din ei. Ori ești în business și ești o mamă rea. Deci nu există cale din mijloc aici. Nu poți le împaci pe ambele. Pe când la bărbați, de când este istoria, pentru bărbatul, dacă se mulțumește numai o dată în lună să-i se arete copilul, iar e greșit. Dar dacă bărbatul, să presupunem, soțul, tatăl, vine cu copilul în fiecare weekend, uite de toate, stânge telefonul și sau seara se duce, îi citește o poveste, jumătate de oră, credeți-mă, pentru copil, tatăl, mai mult important ca simbol să fie prezent. Mama este ca prezență, ca căldură. Ce se întâmplă atunci când unul din acești subiecti lipsește? Mă refer la mama sau la tată? Păi hai să ne închipuim. Dacă, de exemplu, este fetiță și nu este mama, fata asta nu știe cum să crească ca femeie. Ea, de obicei, este foarte bine dacă a avut bunică sau o prezență feminină. Dar dacă n-a avut, ea nu știe cum se manifeste ca femeie și e prototipul tatălui. Și devine bărbătoasă, devine combativă. Sau poate să fie când părinții și-au dorit un băiat în loc de fată. Și o cresc ca pe băiețel. Și fata asta ajunge cu probleme. Era chiar o femeie care s-a mascat în bărbat, în armata rusă, și nu mai știa ce este, bărbat sau femeie. Înțelegeți? Mai ales copilul până la 3 ani, dacă îi spui, o să-i spui că e fetiță, o să creadă că e fetiță. Dacă îi spui că e băiat, eu cred că e băiat. Spuneți-ne, vă rog, care e rolul bisericii? Atunci când vorbim de copii, nu putem să ne limităm doar la familie sau la școală, sau, pentru că există până la urmă și educația asta moral-spirituală. Uh-huh. Și vreau să aflu care este punctul de vedere. Cum o efectuăm și din ce perioadă? Știți cum este? Biserica, ea nu dă, să zicem noi, uite, fă așa, sau fă așa cu copilul tău. Sunt acolo niște percepte foarte vagi prin Biblie. Ceea ce este mai important, că Biblia învață valori, religia, de niște valori, niște direcții, niște vectori. Și dacă, de exemplu, noi fiind ortodoxi, da, majoritate, sau zicem catolici, deci noi, refuzând la propriile valori, a demonstrat un psiholog, Nostrat Pezeșchian, chestia asta, când tu refuzi la propria ta religiozitate, la propria ta rădăcină, tu te dezmembrezi. Și atunci când tu te dezmembrezi, începi să cauți alte valori, inconștient, și acelea de obicei sunt pseudovalori. Tu, dezrădăcinat fiind, cum poți să crești un copil înrădăcinat? În ce îl crești tu? Când e haos în casă? Pentru că copilul, închipuiți-vă, nu există Crăciun, nu există, da, Moș Crăciun, Moș Nicolae, nu există Paște, ouă roșii. Vă aduceți aminte copilul înainte, de pe timpul Ion Creangă? Deci pe tot parcursul anului avea el activitățile lui legate de biserică și era un curs, era interesant lui, aștepta sărbători, aștepta asta. Acum ce să aștepte? Nu are, pentru că e haos. Crăciunul nu mai este Crăciun, Paștele nu mai este Paște, nu există chiar și acel post, era un fel de pregătire și copilul, da, e la mintea lui, o să ajung la Paște, o să mănânc ouă, o să mănânc carne, o să mănânc, a, ce bine, știi. Spuneți-ne, vă rog, cum controlăm mediul în care activează copilul nostru? Cine sunt părinții, cine sunt colegii, prietenii, cer scuze? Este important, iată, asta întrebare este foarte importantă și dificilă de efectuat. Pe de o parte, pentru că aproape este imposibil să controlăm mediul copilului. Pentru că noi nu putem fi prezenți lângă copil cu cine el interacționează. Nu putem fi omniprezenți întotdeauna. Da, da, mai ales în spațiu urban. De unde știu eu copilul ăla pe drum, de la școală până la casă, cu cine interacționează? Și nu există o comunitate ca satul, care era înainte, unde toți se cunoșteau cu toți. Și aici fiecare e străin. Și e periculos. Dar, pe de altă parte, pe copil, dacă îi spui nu fă asta, nu fă asta, nu e corect. Sau nu asculta muzică de aia, nu fă de aia, nu citi de aia, nu e corect. Noi trebuie copilul, nu să-i spunem ce să nu facă.
adesea. Noi asta suntem învățați, ce să nu facem. Dar niciodată nu am fost învățați cum să facem ceea ce trebuie. Cum să facem, ce muzică să ascultăm. Bine, îi spui copilul, nu te du la discotecă, să zicem. Da. Sau, da. Dar de ce nu spui copilul, băi, du-te la dansuri, la vals, tango, balet, la alte chestii, sport, mai știu eu. Domnule Cociuc, tinerii versus calculator, tehnologii informaționale, uh-huh. Care e raportul? Iarăși aici... E o dependență, consider. E o dependență pentru că ați spus mai înainte, pentru că părinții nu sunt prezenți în educație. Credeți-mă că dacă ar sta televizorul alăturea și n-ar sta ca hipnotizații părinții și s-ar uita la el, dar s-ar uita la copil și ar avea grijă la copil în veac, nu-i trebuie nici televizor, nici internet, nimic. Dar ce se întâmplă? Părinții, ca să scape de greutatea asta de a educa copilul, ce fac? Băi, dă-i pui acolo un desen animat, el ca hipnotizatul se uită și tu scazi de treabă. Mai stai cu vecina la vorbă. Iată cum se face la noi educația. Nu investești în copil să stai cu el. Lui nu-i trebuie televizorul ăla. El pur și simplu se refugiază în televizor întrucât nu are o relație reală. Și atunci își creează o lume imaginară care știm noi că nu coincide cu realitatea. Haideți să vedem. Atunci când vorbim deja de adolescenți, lucrurile se complică. Foarte. Mă refer la rețele de socializare, la lumea asta virtuală despre care spuneați un pic mai devreme. Uh-huh. Aici care ar fi soluția? Știți, copilul când ajunge deja în faza târzie și trece în adolescență, el este într-o stare, deci, pe de o parte vrea drepturile maturului, da, dar obligațiile copilului. Frumos spus. Deci el vrea să fie ca copilul, să nu răspundă de nimic, dar să... A, vor ăștia mari sex? Vreau și eu. Ăștia mari fac ce vor? Vreau și eu. Dar noi știm că ăștia mari nu mai fac ce vor, nu mai iau sex când vor, nu mai iau bani cum vor. Dar lui așa îi se pare. Și atunci, starea asta lui conflictuală între astea două extreme îl duce când într-o extremă, când în alta. Și aici părintele, dacă nu e pregătit, nu e matur și îl lasă din capul lui pur și simplu, deci, în ce sens din capul lui? Deci nu stă cu el să discute, să ajungă chiar la anumite contradicții și îi spun, eu așa am spus, așa să faci, sau da, mi-mi tot una, ce faci? Unde e copilul? Nu știu. Unde e copilul tău? Păi nu știu, nu-mi bat capul. Sau, am eu asta numai acasă. Și după asta, că se duce la universitate, ce faci? Dispari. Ei, tocmai asta este, că dacă vrei să-l educi, este nevoie dialogul. Dialogul continuu. Viu. Nu poți fi continuu, ci dialogul acela firesc. Pentru copilul este interesat de aceleași, deja adolescentul, de aceleași probleme intime. Ce părinții? Câți părinți vorbesc copiilor deschis despre asta la adolescență? Știți dumneavoastră așa de mulți? Anticipați, de fapt, întrebarea mea. Istoria statului nostru a demonstrat că am avut tentative și care s-au soldat și cu unele rezultate atunci când în școală a fost inclusă această educație sexuală. Mm-hmm. Ați fost unul din cei care ați luat poziție. Da. Cum privim lucrurile aici? Știți, de ce uneori le anticipăm? Mm-hmm. Uitați-vă, sunt două chestii legate de educație sexuală. Pe de o parte, educația sexuală ce înseamnă? Ce știm noi că înseamnă? Păi să înveți pe copil cum se facă sex, cum se folosească prezervativele, ca să ferească de sida, ce poziții sunt mai bune, ce mai rele. Asta înseamnă educație sexuală, oare? Asta nu e educație sexuală. De exemplu, regnul animal nu are nevoie de educație sexuală. El nu știe foarte bine, oare instinctiv, o vede, nu-i fără să face nimic. Ideea e alta, că ceea ce se impune astăzi prin educație sexuală, de fapt este o educație pornografică, nu sexuală. Păi el învăța să folosească prezervativul. Ce asta este educație sexuală? De ce nu îl învață pe copil la școală, de exemplu, că toate tipurile astea de sex, toate pozițiile astea, nu sunt așa cum arată internetul. De fapt, astea sunt niște fantezii și nu sunt realitatea. De ce nu se spune că relațiile sexuale nu sunt la fel de cum le arată romancierii? Acolo este nevoie totalmente de dăruire reciprocă. Nu e un act sportiv, înțelegeți? Asta nu se spune. Domnule Cociuc, părinții care își dau copiii de 5-7 ani
la sport, la limbă engleză, la nu mai știu ce cercuri, motivând că copilul trebuie să fie încadrat în cât mai multe activități. Dar l-a întrebat cineva pe copil? Probabil nu. Dar cum credeți ar trebui? Ar trebui. Atunci ne punem întrebare, copii, părinții ăștia pe cine vor să învețe? Vor de fapt ei să-și refacă trecutul prin copil? Ei, cât de bine aș fi fost eu în locul tău dacă aș fi învățat engleza? De aceea duș învață. Înțelegeți? Dar uite că el când era copil... Dar nu furăm copilăria? Păi tocmai asta. Uite că el când era copil, da, nu făcea engleză, nu făcea celălalt, dar se juca cu ceilalți copii. Ori tocmai formarea ca om, ca persoană, asta contează. Nu formarea ca, să zicem noi acolo, suntem noi cu 10 studii. Știm de ăștia care au câte 20 de facultăți și ca oameni sunt zero. Ce facem copiii care atunci când nu procedează așa cum le-am sugerat noi, îi certăm și îi descurajăm? În anumite situații, în anumite intenții. Depinde cum sub ce aspect tratăm întrebarea respectivă. Pentru că una este copiii ăștia deja și eu sunt străin și ce facem cu ei. Asta este un aspect. E o problemă. Sau sub altă formă, acel părinte care așa a educat, ce face mai departe, este altă abordare. Da, ambele au dreptul la discuție și sunt destul de profunde. Deci, sigur, eu aș începe cu educația părinților. La noi părinții nu au educație. Părinții sunt într-o trecere de la comunism la democrația de astăzi. Sau tranziție, sau nici nu știu ce mai este. Și tranziția asta a dus la dezechilibru, normele comuniste, la niște valori, pseudo-valori. Normele actuale, la fel, niște valori, pseudo-valori. Și ei singuri nu mai știu cine sunt și ce vor. Și aici trebuie de dat o educație. Cum se face asta? Este prea greu. Statul nostru nu are când se gândească la asta, se gândește la nu știu ce, numai nu la asta. Dar ce putem face noi, cei din afară, pentru copilul respectiv, dacă există profesorul? Deci eu cred că ar trebui profesorii să facă niște studii specializate datorită statului, prin care să fie învățați cum să se raporteze copilul și cum să identifice copilul cu anumite probleme. Al doilea, este important să fie psihologi în școală, psihologi buni în școală, nu de formă. Este profesoară, nu știu de ce, de biologie, chimie. De chimie și e pusă psihologia singură, având acasă niște probleme de... Da, nu mai ai ce zice. Deci asta este. Și atunci când, de exemplu, sunt anumite țări în Europa de Nord, parmi se Norvegia, unde acolo, într-o școală, sunt, de exemplu, 10 profesori și 15 psihologi. Și acolo copilul nu primește note. Acolo copilul învață ce vrea. Și ce este interesant, că ăștia ajung foarte buni specialiști. Abia după clasa noua, copilul începe să primească note. Când el deja s-a format, el și-a ales ce îi place. El învață nu pentru notă, nu pentru, ci că vreau, că așa îmi place. Domnule Cociuc, nu e o rușine pentru concetățenii noștri a merge la psiholog în Albia, în ceea ce spuneți dumneavoastră? La noi când îi spui că mergi la psiholog, spun, dar ce, eu sunt bolnav psihic? Dacă mai spui la psihiatru sau psihoterapeut, băi, dar eu sănătos. Dar să vă spun sincer, până și psihiatrii, psihologii se duc la alți psihologi. Ideea e că nu e că ești bolnav. Ideea e că boala este ceva mult mai grav. Dar noi avem de obicei niște concepții greșite de a înțelege viața, incompatibile cu realitatea, cum spunea un profesor de-al meu. Deci atunci când noi trăim pe aceste concepții, nu merge familia, nu merge educația, pentru că ele stau în străfundurile noastre. Comunicarea e deficitară, că spune mai multă comunicare între soț și soție, între copil, dar cum să fie comunicarea? Cine știe? Cum să te antrenezi să ai o comunicare asertivă? Să spui ce te doare fără să ataci pe celălalt? Cum se face asta? Nu știm și de la asta apar probleme. Tu ești vinovat, ba nu, ba tu ești vinovat. Și se începe. Dar asta ce este? Comunicare? Dar noi am comunicat. Ne-am certat 5 ceasuri.
Spuneți-ne, vă rog, cine trebuie să arunce mănușa atunci când vorbim iată de fenomenul ăsta al comunicării și în mod special la relația părinte-copil-școală? Când zic școală, mă refer poate nemijlocit la profesor. Cât de des eu în calitate de părinte trebuie să fiu în sala de curs în care își petrece copilul meu orele? Știți cum e? Dacă ne-am duce o dată în lună, cel puțin, la școală și ne-am interesat de copil, cred că ar fi mult mai bine. Dar asta nu e o tragedie, cred eu, o dată în lună, să te interesezi de copil. Noi de copil ne interesăm prin copil. Că am primit o doi și atunci suntem profesoară. Dar nu ne ducem așa. Și de regulă noi nu suntem vinovați. Da. De câte ori părintele se duce să asiste pur și simplu la o lecție a copilului său. Spuneți-ne, vă rog, revin la ceea ce spuneam la începutul emisiunii despre acest trio: biserică, școală, familie. Care dintre ele trebuie să fie cel mai în prim plan, dacă aș îndrăzni să zic? Cine ar trebui să vină cu inițiativa de colaborare? Pentru că în cele din urmă vor avea de câștigat toate trei. Pe de o parte școala, pe de altă parte familia și în cele din urmă vor fi și ienoriași în biserică. Vedeți cum familia oricum este o societate, un nucleu foarte mic, de minim 3 persoane, putem spune și da, 2, soț-soție, toate familii, nu? Și cum intervine aici? Nu poate cel care este în groapă să iasă din groapă. E nevoie de cineva din exterior să arunce scara, frânghia. Ei bine, atunci este nevoie de organizație exterioară. Fie biserica, fie societatea. Dar dacă societatea e bolnavă? Pentru că la noi, de exemplu, societatea cam nu prea are treabă cu asta. Sau aruncă niște valori care vedem la ce duc. Ei bine, atunci rămâne biserica. Ok. Dar este corect oare să aruncăm toți tot responsabilitatea pe biserică? Și apoi cine o remunerează pentru asta? Oare poate un preot care este unul singur într-un sat de 3.000 de oameni, să presupunem, poate el să facă chestia asta? Oare e posibil fizic? Nu este posibil. Ca să stai cu fiecare de vorbă, probabil într-un sat de 3.000 de oameni ar trebui 30 de preoți ca să lucreze cu fiecare, să ducă. Dar cine pe oamenii ăștia îi hrănește? Cine îi plătește ca să facă așa chestii? Spuneți-ne, vă rog, ce înseamnă la ora actuală o școală bună? Fiecare dintre noi vrem ca copilul nostru să meargă la o școală bună. Dacă, din punctul meu de vedere, ce înseamnă școală bună, de obicei nu prea am întâlnit pe la noi prin Moldova și nu știu dacă este, nu este, mai sigur, am văzut ceva genul de școală bună lângă Moscova. Cum arată acea școală bună? Acea școală bună, copiii nu sunt învățați în primul rând științele, ci sunt învățați să fie oameni. Ce înseamnă valori? Sunt cultivate în ei talentele, descoperite și cultivate talentele. Fiecare copil, vor copiii să joace, le dorim joacă. Facem un program așa ca să fie acceptabil pentru copii. Să aibă și ei de câștigat și cei care sunt alături. Dacă dumneavoastră, de exemplu, știți așa școală în Moldova, mi-o arătați și mie. Eu nu o cunosc. Eu văd copiii ies după clasa 12-a, ei sunt dobă de matematică, dobă de fizică, dobă de chimie și de ce vrei, literatură și așa mai departe, de niște poezii care adesea, cu tot respectul față de poeziile lui Eminescu, multe din ele sunt deplasate și bolnave, ce ține de dragoste, ce ține de valoare acolo. Dacă mergem pe poeziile lui Eminescu, vedem la ce ajunge, dragostea e romantică, n-are nicio treabă cu familia, nimic. Acolo e vorba de fluturaș în stomac și de fluturaș în cap, dar nu de realitate. Spuneți-ne, vă rog, educația morală, spirituală, o includem în școală? Este obligatorie? Sau ar trebui să fie obligatorie în viziunea dumneavoastră? În viziunea mea, dacă, iarăși, dacă părinții sunt niște creștini ortodoxi, să zicem, da, care au aceste valori și vor ca copilul lor, odrasla lor, să crească acolo, atunci să fie religie. Dar dacă, de exemplu, sunt alte religii, va să fie religia lor. Dar dacă ei sunt cine atei, trebuie să fie profesorul? Mă scuzați că vă întrerup. Profesorul de religie? De religie. Unii spun că preoții nu sunt de acord. Chiar nu sunt de acord cu preoții,
pentru că cunosc nu puține cazuri unde preoții își impun autoritatea lor și ei, în loc să-i duce copilul anumite valori, apropieri, ei spun, faceți rugăciuni, hai să pe de rost, chestii, ce nu-i corect. Pe de altă parte, profesorul este cel mai bun prieten pentru copil, dar duhovnicul este un simbol ca tatăl, la care tu te duci și ceri un sfat. E altceva. Nu poate cel care e cel mai bun, să zicem noi, cel mai bun prieten să fie o autoritate pentru tine, pentru că prietenul ăsta e egal de la egal. Ori tocmai profesorul ăsta, preotul, este ceva mai superior decât profesorul. Și atunci ar trebui să instruim profesori care să meargă în școli? Da. Eu cred că da. Niște profesori aleși din rândul creștinilor autentici. Nu din rândul profesorilor, ceea ce adesea se face, ci niște creștini autentici care pot să dărească copilului dragoste, nu știință, iarăși, nu știință cum a mers Moise pe mare, care-i tatăl nostru, care-i crezul, ci dragoste. Credința este dragoste, nu este știință de astea. Iarăși, îl băgăm pe copil în tot felul de detalii și teorii. Suntem sătui de teorii în cap. Dragoste nu este. Cum trăim cu dragostea asta? Ce facem cu ea? În societatea de azi, dragostea nu are dreptul la existență. Ce nu învățăm pe copil acolo, în cadrul acestui curs, pe lângă această... De ce suferă oamenii? Da. Oamenii nu știu cum să iubească și nu știu cum să primească dragostea. Iată, dacă asta am învățat pe copil, să știe cum să primească dragostea, să o recunoască, dragostea autentică de dragostea falsă, da? Și să știe cum să dăruiască, să nu încurce dragostea cu codependența. Iată, dacă asta s-ar învăța copilul, în celelalte sfere ale vieții s-ar clarifica mult. Domnule Cociu, criza economică influențează inclusiv dragostea pe care ne-o manifestăm noi, inclusiv educația copiilor, inclusiv modul nostru de a ne comporta. Noi toți vrem să zicem că da, criza influențează. Martin Seligman a luat niște studii, este cartea sa Arta Fericirii, pare mi se numește, despre cele mai fericite țări din lume. Nu ce ne gândim, hai să vedem, care ce? După idei ar trebui să fie cele mai bogate țări din lume, nu? Qatarul, de exemplu, care e cea mai bogată țară din lume, America, da, Elveția, știți paradoxul că nu e așa? Cele mai fericite, oamenii cei mai fericiți din lume sunt prin Africa, prin Himalaya și nu știu de pe unde, care merg în cârpe. Se pune întrebarea acolo, ei nici nu știu ce e asta criză economică, ei nici nu au văzut în viața lor televizor. Înțelegeți? Ideea este despre alte realități. Noi încercăm să dăm vina pe criza economică, că ea se manifestă aici, că de aici vine dincolo. Dar înainte era o singură mașină în sat. Dar oamenii erau mai fericiți. Înainte era... Dar nu ne putem opune progresului tehnico-științific. Nu e vorba de progres, e vorba altceva, că nu erau atât de bogați. Noi zicem acum că suntem în criză, dar toți au câte 4 televizoare în casă, câte 3 calculatoare, câte 2 mașini în ogradă, sau cel puțin una. Și care e vorba de criză? Pentru că ne comparăm cu alții, că nu am cu mare vecinul sau țara vecină, sunt serioși. Spuneți-ne, vă rog, ce instituții în țara asta ar trebui să fie mai atenți atunci când vorbim despre protecția familiei, drepturile copilului și așa mai departe? Pentru că atunci când vă întreb, chiar îmi aduc aminte de colegii noștri, iarăși din media, care au prezentat cazul copiilor din orfelinatul de la Orhei, cred că acum vreo jumătate de an sau mai bine, în care erau prezentate condiții foarte inumane, dacă pot utiliza asemenea sintagme. Cine nu și-a făcut tema pentru acasă? Toți. Sună straniu, dar toți. Cei din mediu care știu de orfelinat, el unde este? În ceruri, pe lună? Este într-un oarecare mediu, în Orhei. Câți din oamenii din Orhei s-au dus să vadă, băi, de acolo sunt niște orfani. Hai să vedem care e viața lor. Cât s-au dus? Zero. Statul trebuie să aibă grijă. Dar statul spune, n-avem finanțe pentru că nimeni nu ne dă. Și ce se întâmplă? Domnule Cociuc, pe final de emisiune, mesajul dumneavoastră adresat tuturor celor care ne-au vizionat. Haideți să punctăm
ce ar trebui să facem noi în calitate de părinți, ce ar trebui să facă copilul, ce ar trebui să facă școala, respectiv biserica, pentru ca această pârghie, acest mecanism să reînceapă a funcționa, pentru că avem impresie deseori s-a rupt ceva și nu mai funcționează. În primul rând, eu nu vreau ca să trebuiască ceva. Însă și cuvântul trebuie, deja îl excludem. Eu vreau ca și ei să vrea, în primul rând, să acorde copilul dragoste fără să ceară, să-și rezolve propriile probleme și să nu ceară de la copil dragoste când nu-i dă soț sau soție. Eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune și pentru explicațiile pe care ne le-ați oferit. Vă așteptăm și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, atât a fost Reflector Analitic. Vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. O seară bună!